În partea a doua a emisiunii, vă invit să urmăriți un interviu cu inspectorul școlar general al ISJ Maramureș, Anca Minodora Hendea Costin. Au trecut două luni de când ați fost numită inspector școlar general. Ce proiecte ați implementat în această perioadă? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bine ați venit la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Mandatul meu este scurt. Este un mandat pentru care mulțumesc, pentru încrederea care mi-a fost acordată, mulțumesc. Rolul meu acum este de a aplica politicile și strategiile Ministerului Educației și Cercetării la nivelul județului Maramureș. Am trecut prin etapa de fundamentare a rețelei școlare pentru anul școlar viitor. Acum parcurgem etapele de mobilitate conform calendarului. Am trecut prin revizuirea deciziilor de numire, transfer, repartizare pe post a personalului didactic, am emis deciziile de repartizare pe post catedră pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă de viabilitate a postului și așa mai departe. Am validat în Consiliul de Administrație al ISJ-ului listele finale pentru situațiile admise și pentru cele respinse în legătură cu continuarea activității colegilor noștri pensionari. Am verificat situațiile de completare de normă didactică la nivelul unităților școlare, conform articolului 25 din metodologie. Activitatea de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2020-2021 este complexă și se continuă conform unui calendar care este public și la care au acces toți cei interesați. De asemenea, avem și alte activități pe care le-am desfășurat punctual. Bună oară, încercăm să încheiem situația deprovizorat cu care se confruntă liceul pedagogic Taras Șevcenco, pentru ca acesta să poată intra și în fapt în posesia clădirii și a terenului în care funcționează și aș putea desfășura bine activitatea anul viitor. Am desfășurat toate diligențele la Ministerul Educației, lucrurile sunt în derulare și să sperăm că ajungem la încheierea acestor diligențe cât de repede. Am derulat o serie de inspecții. Inspecțiile, știți, sunt de mai multe feluri. Inspecții generale în aceste două luni s-au desfășurat la Colegiul de Arte, la Liceul Teoretic Petru Rareș, iar acum este în plină derulare o inspecție generală la colegii noștri de la Școala George Coșbuc. Apoi au fost inspecțiile tematice și inspecțiile la solicitarea inspectorului școlar general. Cu ce probleme v-ați confruntat de când ați terminat inspectoratul școlar? Mulțumesc pentru întrebare. Începerea semestrului al doilea, în condițiile aplicării Ordonanței 1 din 2020, a fost o provocare. Din două motive. Această ordonanță a început să provoace efecte de îndată, primul motiv, și al doilea, eu eram numită inspector școlar general de mai puțin de două săptămâni, în condițiile în care, în acest interval de două săptămâni, au fost și sărbătorile de iarnă. Provocările au fost complexe. Am avut peste 120 de colegi care, începând cu a doua zi, nu s-au mai putut prezenta la post. Școala trebuia să înceapă, semestrul al doilea trebuia să înceapă în condiții bune, procesul de învățământ nu avea voie să fie perturbat și atunci ne-am străduit, împreună cu colegii mei inspector școlar general adjunți, să găsim soluții. Le-am găsit, mulțumim tuturor colegilor noștri din inspectoratul școlar, din școlile Maramureșului care ne-au sprijinit. Să știți că nu a fost deloc ușor. Am apelat la toți domnii directori care erau vizați de astfel de situații. Au fost situații când am apelat la domnii primari și lucrurile sunt în derulare, sunt în desfășurare, astfel încât pot să spun că această ordonanță a generat și puncte tari, nu numai puncte slabe sau pericole. Știți, pe o analiză SWOT, punctele tari ale acestei ordonanțe sunt legate de faptul că au început concursurile pentru stabilizarea oamenilor pe acele posturi. Pentru personalul didactic auxiliar, adică secretari, administrator de patrimoniu, contabil, bibliotecari și pentru personalul nedidactic,
Fochist, îngrijitor, bucătar, paznic. Lucrurile vor genera stabilitate în sistemul de învățământ. Știți, acești colegi ai noștri sunt fața nevăzută a școlii, dar fără ei nu se poate. Sunt utili, sunt necesari și trebuie să ne manifestăm respectul față de ei. Acești oameni vor fi angajați pe perioadă nedeterminată. Stabilitatea în sistemul de educație maramureșan va fi sporită. Vreau să mai subliniez un lucru. Foarte multe voci în media au atacat lipsa acestor oameni de la post și au făcut cumva să se creadă că inspectoratul școlar este de vină pentru asta sau că Ministerul Educației este de vină pentru asta, uitând că oamenii aceștia anul trecut școlar ar fi putut să fie angajați prin concurs, astfel încât să nu mai aibă statutul de detașați. Poate că telespectatorii dumneavoastră nu știu și atunci informez eu că nu toate județele din țară, la nivelul inspectoratelor lor școlare, s-au confruntat cu această problemă. Am fost vreo 10-12 astfel de județe, iar ca număr de angajați care s-au confruntat cu problema, am fost în top. Deci, la noi a fost o situație foarte dificilă. Am depășit-o, concursurile se vor desfășura în continuare și lucrurile se vor stabiliza în continuare pe parcurs. Al doilea lucru cu care ne-am confruntat este sau sunt efectele gripei sezoniere și efectele virozelor sezoniere. Iar iacătă acum efectele epidemiei mondiale sau de la nivelul unor țări, nu din România, ale gripei cu coronavirus. Vreau să vă spun că în permanență Ministerul Educației, noi, Direcția de Sănătate Publică și Prefectura am ținut legătura. Am elaborat o strategie pe care am aplicat-o întru totul. Această strategie, pornind de la reglementările Ministerului Educației și ale Ministerului Sănătății, noi am aplicat-o în teritoriu. Spunea că la 3 cazuri de copii cu gripă diagnosticată și certificată de medicul specialist prin analize specifice, conducea la închiderea clasei respective. Copiii urmau a sta acasă alte 3 zile, timp în care toată clasa urma a fi igienizată cu soluții specifice acestui tip de situație. Apoi copiii se întorceau la școală. În momentul în care cei care au fost bolnavi primeau avizul epidemiologic, se întorceau și ei. Datorită aplicării acestor măsuri, noi am avut doar 2 clase închise datorită gripei. În tot județul, pe toată această perioadă, care iată nu este scurtă, avem deja o lună aproape. Dar să știți că noi zi de zi în continuare ținem legătura cu Ministerul Educației și în fiecare dimineață până la ora 10 raportăm situația pe care o primim de la colegii noștri directorii de școală. Astăzi, bună oară, avem doar 14 cazuri de gripă clinică, nu gripă epidemiologică, la nivelul întregului județ. Față de săptămâna trecută și acum 2 săptămâni, trendul este descendent și staționar. Să sperăm că lucrurile se stabilizează. În legătură cu coronavirusul, vreau să vă spun că și astăzi am avut întâlniri de lucru la prefectură. Mi s-a spus că nu există nici un caz pe teritoriul județului. Mi s-a spus că măsurile de prevenție trebuie să fie respectate de toată lumea. Fac apel și pe această cale părinților, copiilor, colegilor noștri, profesori, directori, să prelucreze aceste măsuri de prevenție. Pe pagina noastră, pe site-ul nostru și prin canalele de comunicare cu directorii, noi am transmis care sunt aceste mijloace de prevenție. Îi rugăm să ia legătura cu noi de câte ori au vreo suspiciune în legătură cu vreun elev. Și, indiscutabil, copiii care vin din zonele afectate, stabilite la nivelul Ministerului Sănătății, trebuie să stea în carantină sau în izolare la domiciliu 14 zile. Dar nu numai ei, ci toată familia lor. Ce obiective aveți pentru acest an în ceea ce privește activitatea inspectoratului școlar Maramureș? Așa cum spuneam, mandatul meu este scurt. Ministerul Educației ne-a anunțat că se lucrează la metodologia de examen, care de altfel este pusă
pentru concursul de inspector școlar general, general adjunct, inspector pusă în dezbatere publică. Până la realizarea concursurilor, dar nu mai târziu de finalul acestui an școlar, mandatul meu urmează promovarea unui învățământ orientat pe valori, pe creativitate, pe stabilitate, pe competență, pe egalitate de șanse, pe principiul echității, pe principiul colaborării cu familia, pe principiul răspunderii publice și al participării efective. În ultima perioadă au fost demiși mai mulți inspectori școlari. De ce s-au luat aceste decizii? Afirmația dumneavoastră nu reflectă realitatea. Colegii inspectori nu au fost demiși, nu au fost concediați, nu au fost dați afară, nu li s-a desfăcut contractul de muncă. Am citat din verbele folosite de unii dintre colegii dumneavoastră sau pe rețelele de socializare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Inspectoratul Școlar Județean. Atât eu, ca inspector școlar general, cât și colegii mei, inspectorii de specialitate, suntem în acest moment aici, în inspectorat, pentru că am fost detașați. Celor 5 colegi le-a încetat detașarea și nu li s-a desfăcut contractul de muncă. Colegii noștri sunt angajații unor școli de prestigiu din județ. Ei puteau să se întoarcă la locurile de muncă, ba chiar asta trebuie să facă. Deci este cel puțin ciudat să se creadă că au fost destituiți sau dați afară. Contractele lor de muncă pe durată nedeterminată nu au fost realizate cu inspectoratul, ci cu școlile în care sunt titulari. Nu le-au fost încălcate drepturile de angajat. Obligatoriu de precizat lucrul acesta. Nu s-au făcut asupra mea presiuni politice. Acum eu vă răspund la întrebarea care probabil este pe buzele tuturor, pentru că lucrurile spuse în presă cam așa au arătat. Și eu am ales să nu răspund fiecăreia dintre aceste acuzații, că nu aveam de ce să fac lucrul acesta știind că noi am procedat corect. Dar fiindcă m-ați întrebat acum, dați-mi voi să răspund la toate aceste întrebări. Mulțumesc! Deci, înainte de a lua aceste decizii, să știți că am analizat lucrurile foarte serios. S-a mai spus în presă că am luat decizia de una singură. Fals! Am discutat cu cei 3 inspectori școlari generali adjuncți care răspund de departamentele din care au făcut parte cei 5 colegi. Eu am ținut cont în toate aceste situații de părerile lor. Am analizat foarte bine lucrurile, astfel încât am decis, asumându-mi eu, tocmai ca să nu răsfrâng rezultatul deciziei și asupra celorlalți colegi, deci am decis eu să fac lucrurile în felul acesta. Cred că este pentru binele învățământului maramureșan, pentru stabilitate în Inspectoratul Școlar Maramureșan. Vreau să vă spun că există un sistem de evaluare pentru tot ceea ce facem noi. Dacă eu am greșit, cu siguranță, cel care mă evaluează pe mine, adică ministrul educației, va semnala lucrul acesta. Presa a folosit aceste afirmații, cred că fără să le verifice. Repet, colegii mei nu au fost concediați. Spuneți-mi dacă este nevoie și de alte schimbări la nivelul instituției. Da. Desigur, întâi de toate de mentalitate. Înainte de orice. Vedeți, statutul nostru aici la inspectorat este, cum să spun, ambivalent, bivalent. Noi suntem dascăli, avem normă de predare și suntem câtă vreme lucrăm aici și funcționari. Trebuie să ne dezvoltăm pe ambele laturi în același timp. Să știți că nu este ușor pentru niciunul dintre noi. Noi trebuie să oferim colegilor din teritoriu exemple de bună practică prin exemplul personal. Dacă vor fi și alte schimbări de ordinul structurii organizatorice a inspectoratului, cu siguranță vă vom comunica.
Cum este relația dintre inspectoratul școlar județean Maramureș și unitățile de învățământ din județ? Colaborăm instituțional corect, ne susținem reciproc în proiectele noastre, am încredere în capacitatea colegilor mei de a-și gestiona cu echilibru și respectând legislația toate situațiile pe care le traversăm împreună. Noi verificăm sesizările de nerespectare a legalității câte ne vin și să știți că vin multe. Oamenii se pare că au deschidere, că se simt confortabil să discute cu noi și noi ne bucurăm. Ne-am bucurat să scadă numărul sesizărilor pentru că lucrurile se fac bine și legal în teritoriu. Noi respectăm legislația, ne prețuim fiecare coleg în parte, avem program de audiențe, inspectorii școlari generale adjunți și cu mine. Ziua mea de audiențe este marțea, în fiecare marți, de la ora 14 la ora 16. Felul în care se pot înscrie în audiențe cei dornici să ne prezinte anumite situații este public, postat pe site-ul nostru și să știți că îi primim pe toți. Dacă ar mai fi ceva de adăugat pe final, informații către publicul larg? Nu știu ce anume credeți că ar putea să îi intereseze pe telespectatorii dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, aș vrea să punctez câteva lucruri, câteva exemple de bună practică, dacă tot am făcut vorbire de ele. Există câteva programe pe care Ministerul Educației le derulează în acest moment și despre care noi am comunicat, dar nu știu dacă se știe foarte bine, și anume ceea ce se numește în limbaj comun programul Masa Caldă. Știți, anul acesta avem 368 de copii, spre deosebire de 112, câți au fost anul trecut, implicați în acest proces. Masa caldă este sau constă în oferirea unei mese gratuite unor copii din medii sau aparținând unor grupuri defavorizate, dar în niște condiții pe care școala respectivă și comunitatea locală trebuie să le ofere. Este vorba de școala gimnazială Bicaz, aceasta a fost în program și anul trecut, școala gimnazială numărul 1 Leordina și școala gimnazială Regina Elisabeta Băiuț. 368 de copii beneficiază de acest program. Apoi aș dori să spun că printr-un ordin de la începutul, ordinul numărul 3, ordinul de ministru numărul 3 din 2020, de la începutul anului, se elimină taxele de recunoaștere și de echivalare a studiilor preuniversitare pentru cetățenii din spațiul economic european și ai Confederației Elvețiene. Deci asta înseamnă că accesul pe piața muncii se va face fără alte costuri pentru această categorie de cetățeni. Mai este programul care asigură transportul copiilor gratuit. Sigur că sunt foarte multe lucruri. Suntem în plină desfășurare a olimpiadelor școlare, ne pregătim pentru simulări, ne pregătim pentru evaluările la clasele 2, 4, 6, evaluarea națională și bacalaureat. Ne dorim ca toate aceste activități să se desfășoare în condiții de echilibru, de înalt profesionalism și să știți că deja lucrăm pentru toate acestea.